O femeie în vârstă de 55 de ani a fost arestată zilele trecute, acuzată fiind de violență domestică, după ce și-a bătut soțul în incinta unui aeroport. Femeia le-a mărturisit apoi polițiștilor că era supărată pentru că a găsit poze indecente în telefonul soțului ei. Agresiunea s-a petrecut pe aeroportul internațional din SUA. Forțele de ordine din cadrul aeroportului au fost solicitate să intervină pentru a opri o violență domestică în curs de desfășurare. Când au sosit la fața locului, au găsit o femeie și un bărbat implicați într-o încăierare. După ce i-a despărțit pe cei doi, polițiștii i-au interogat pe rând, începând cu femeia. Ea le-a spus anchetatorilor că ajunsese în Carolina de Sud împreună cu soțul pentru a-și petrece vacanța de iarnă acolo, dar că a văzut mai multe poze indecente în telefonul bărbatului și asta a dus ulterior la discuții aprinse în interiorul aeroportului. Suspecta a declarat că voia doar să plece departe de victimă și să zboare înapoi spre casă, se arată într-un comunicat de presă emis de autoritățile locale. Soțul agresoarei, în schimb, a confirmat ceea ce a declarat și soția sa, dar a negat că ar fi fost lovit de ea. Anchetatorii au vizionat însă imaginile înregistrate de camerele video de supraveghere din incinta aeroportului și au văzut cum Paula l-a lovit de mai multe ori cu picioarele pe soțul ei, i-a aruncat telefonul și a încercat să lovească și în zona feței. Femeia americană a recunoscut că și-a bătut soțul și a fost arestată, se mai precizează în alt comunicat. Paula a fost reținută astfel pentru violență domestică de gradul 3 și închisă în centrul de detenție al Canon din Nord, relatează Rotalianul.ro.